Lucrăm, Cristina, astăzi pentru Dica. Da. Des punctele. Anularea tuturor contractelor nebenefice din orice timp-spațiu, de pe orice linie temporală, adevărată sau falsă. Tăierea tuturor stringurilor. Curățarea tuturor programelor nebenefice. Dacă entități astea, entități, Da, dacă am da. entități, nu, dacă am, Da. dacă sunt entități, da? Da. Cu cățelușa, nu știu ce să zic. Da. Deci are o cățelușă, doamnă. Eu nu sufăr de boli, doar am energie slabă și lipsă de curaj. Dacă partea mea subliminală are să-mi transmită ceva. Transmiterea informației tuturor celor cunoscuți. Da. Intrarea pe canalul abundenței benefice. Sunt de acord cu publicarea. Vreau să scriu. Că, da, aici completează că cățelușa e fricoasă. Da. Bine. Preia de la stăpân energiile. Asta Că, o spun fără hipnoză. că și stăpâna e fricoasă, da? Da. Ok. Zic eu, vedem Da, noi. da. Bine, încep inducția. 5. 4. Doi, acum voi număra de la 1 la 3, iar tu te conectezi cu partea subliminală, telepatic cu partea subliminală, adică 1. Doi, trei. Na, nu pot să mai... Așa. Ia și tu ce faci, pac! Pac! Uite, nu mai îmi iese ăsta. Nu știu de ce mi s-au înțepenit degetele. De-aia nu mai îmi iese. Am ceva. Se întâmplă ceva. O tigaie. Tigaie și cu un gong. Pac! Da. Poc! Așa. Este a venit, zic, este într-o construcție de fier. Da. Așa arată energia, parcă sunt bare de fier și este într-o închisoare, sub un clopot alcătuit din bare, deci nu este compact. Da. Un clopot din acela de catedral, uriaș, Da. catedrala neamului. Ba, nu l-am Așa. așa. Da. Așa. Am văzut și neamul cu ocazia asta, în fine. Deci ochiurile sunt cam 50 pe 50 de centimetri, să spunem, așa de mari. Și ea se uită prin zăbrele. Se uite, da? În partea de sus are un fel de tichie, de mărgăritar, așa, pentru că are biluțe. Da. Da, biluțe din care sunt conexiuni și se conectează în partea centrală, unde ar fi pe dinăuntru, știi, partea opusă de unde apuci clopotul în sine, știi? Iar marginile de jos se scurg ale clopotului, deci nu sunt delimitate de... Așa se scurg și iese un fum și tot ceea ce reprezintă, să spunem, așa zis subsol, este acest fum abur care se ridică. Sunt ca niște râuri din această energie care curg și se îmbină, Da. se întrepătru nuanțele. Da. Este o slabă energie rozie care curge din partea subliminală și se amestecă cu toate aceste energii. Da. Să vedem unde duce fluviul ăsta de energie, Da. da? Da. Interesant că urcă pe o colină. Parcă această colină, parcă ar fi capul unei păsări uriașe, da? Gen vulturi, cu acele urechi, cu păr așa, cu pene, Da. știi? Ca părul, așa. Și parcă ar curge prin creștetul capului acestei păsări. Parcă ea este culcată cumva, cu capul în față, da? Și toată această energie curge pe cap, toată partea din spate, iar coada ei se deschide ca un păun, așa, și
energia se împarte în mai multe fluxuri. Dar nu vine numai energie de la ea, la această pasăre, da? Deci sunt multe canale de energie care vin și se amestecă între ele. Sunt energii multicolore aici, deci nu numai nuanța, este un alb, nu tocmai strălucitor, un gălbui, văd bleu, spre cenușiu, verzui. Verzui parcă vine din pământ, știi, de la niște plante. Pe când cel cenușiu parcă vine de la niște animale. Iar restul sunt energii umane. Toate acestea sunt conectate, știi? Hai să vedem mai departe unde Da, duci. unde duci? Ce se întâmplă după ce trec prin acest pasăre? Asta e ca un fel de acumulator, transformator ceva, da? Ia să vedem după acea coadă răsfirată. Deci se întinde ca o rețea în sus, în sus, ca și cum formează un fel de perete, un pic de nivelat și oblic, da? Și din loc în loc parcă cresc niște margeluțe, niște perluțe, asemănătoare cu cele de pe rețeaua de, așa zis, mărgăritarea solicitantei noastre, da? Mai sus, când te uiți, urcă cumva cam la o pantă de 45 de grade, cam așa. Este un plan înclinat aici în față. Și deci, de ce urci, acele biluțe își măresc dimensiunile, da? Și înăuntru au ca niște mormoloci. De fapt, fiecare rețea de energie care hrănește o perluță de asta, practic se intersectează cu timpul, cu linia temporală. Cumva așa percep, nu văd aici. Așa primesc informația, da? Și noi vedem acest embrion, o perluță, la diverse vârste, cum ar veni. Da. Ca sus să fie aproape o... Este o pasăre ca acea care dirigează. Da. Gen grifon, vultur. Deci asta iese din ouăle astea. Deci această energie alimentează niște creaturi. Niște homuncul. Homuncul. Anul ăsta. Da. Deci niște embrioni unor... Da. Acestei păsări, vulturi, da? Da, da. Embrion energetic, da? Totul este da. Energetic ce am descris, da? Nu da, este da. Într-un plan fizic, da? Da. Asta. Ok. Și deci, simt că această structură, și o întreb pe partea subliminală, dacă această structură este frica ei. Și spune că da, pe dinăuntru ar fi fost frica, da? Da. Ca și cum ea s-ar fi autolimitat. N-am atins-o. Da. N-am atins-o. Atinge-o, da. Atinge. Da. Da, am atins-o. Am mai identificat-o odată. Nu mi-ai spus. Voie, da. Îi cer voie să lucrez cu ea și pentru ea. Da. Spune că da. Da. Pasărea a băgat ciocul în nisip. Ceva ca nisipul, râul da. Ăsta. Așa, e nisipos în zona aceea, printr-o parte, pe sufâșia de raze de energie și croncăne. Croncăne, traduc croncănetul că nu, că să plec, cam așa ceva. Aha, pasărea transformatoră asta, da. De jos. Da. Ok. Se cheamă pasărea Nebis. Da? Da. Ok. Cam asta este situația. Cam asta e situația. Dar în rest, până nu iese, nu mai putem vedea altceva. Da. Păi hai să vedem ce zice partea subliminală legat de ce ai descris până acum. Structura. Spune că, într-adevăr, poate că o blochează structura externă care nu-i aparține, dar cea de pe dinăuntru o apără. De și ce o apără? Spune că este frică în permanență. Păi și dacă o apără, de ce îi mai este frică? Încă. Păi este, na,
Tot este frică. Tot este frică, da? Da. Este frică, Spune. o apără pasărea, dar structura Nu cine o pasă, apără, dar tot este. strada. Nu pasărea, structura, dar tot o apără, da? Tot e frică. Păi am spus să lese numai structura ei proprie și ce nu-i aparține să dea afară. Și spune că e prea târziu, că astea s-au întrețesut, au devenit una, structura care a fost pusă și cu structura ei proprie. Și zic, atunci cum vrei să lucrăm cu tine? Zic, lărgește cu mâinile energetice un ochi și ieși afară, că nu poți ieși nimic. Zic, aici e sfera ta de energie. Aici Nimic se nu e prea întâmplă. târziu, Chris spune. Da. Aici totul se întâmplă cum dorești tu. Spune că am multe semne de întrebare, da? Și zic, de când ai structura asta făcută? Și spune, de mic copil, de când mă știu. Spune, așa am crescut și a crescut odată cu mine. Și zic, tu în tot acest răstim nu te-ai uitat la părțile subliminale din jur? Așa, pentru că noi sufletele ieșim din corp, dar ne detașăm. Chiar dacă creierul fizic nu știe, da? Așa. Zic, tu ai mai văzut la... Spune, da, am mai văzut și mai rău și altfel și am crezut că fiecare își face în modul ei propriu și asta e. Zic, dar de bine te-ai simțit bine în această structură înăuntru sau te-ai simțit blocată? Și zic, vorba e Leonore, de ce-ți mai este frică dacă ai apărare, da? Înțelegi și undeva cam în dreptul plexului, în partea dreaptă, atras de ochiuri, întâi așa, a lărgit ochiul foarte mult, așa este de circa 1 metru lungime și acum desface, este elastic, se strâng părțile celelalte. Și zic, atunci apucă simultan de două colțuri odată cu putere și deschide și sări. A făcut lucrul ăsta și zic, de când muncești să-ți faci tu, zic, apărarea asta în care tu trimiți energie la greu și zic, uite ce puțină prana ai. Dacă ar fi să comparăm cu un barometru, să spunem, da? Prana ei, da? Conform cu corpul ei energetic, i-ar ajunge undeva sub genunchi abia. Deci restul ar trebui umplut. Restul se ducea în a alimenta și tichiuța, perluțele și structura, da? Și zic, ce sunt acele biluțe pe care le... Deci tichia o are încă pe cap. Deci s-a detașat, la că asta e un lucru bun. Așa, și zic, tichia aia de mărgăritar, zic, la ce trebuie? Zic, e achelul din poveste, n-ai păr? Și spune, nu simt că hrănesc ființe prin asta, spune, și dacă o scot, le abandonez și mor. Și zic, interesant, zic, tu hrănești ființe, zic, dar pe tine însă nu te hrănești, da? Și zic, ai văzut câtă prană mai ai, da? Zic, tu hrănești pe alții și tu unde ești în ecuația asta? Și spune, dar ele, dacă nu le hrănim, mor. Și Dar zic, dacă nu mor ele, o să mor tu, parte subliminală. Dacă nu le vorba. lași pe ele să Nu, moară, nu o vorba să... vine. Nu o să moară, pentru că Nu, partea vorba vine. subliminală Un generator, da, continuu. nemuritoare, dar o să ajungă într-un nivel vibratoriu foarte jos și nu o să mai fie încarnată în 3+, și o să fie încarnată în antipodo, în 3-. Așa, și nu știu dacă o să-i placă pe acolo. Zic, vrei să-ți deschid un portal spre 3- să vezi și acolo? Deci i-am deschis un portal ca un televizor sus în partea dreaptă. Efectiv sunt niște suflete care se zbat într-o peliculă care, să spunem, îngheață în momentul când ele ies la suprafață, cu corpul energetic, da? Deci unii sunt cu o mână așa, unii cum au... Cum au prins, Da. au fost prinși în Da. poziții, așa. Și bineînțeles că nu-i prea plăcut. Am închis portalul. Cureți binișor energiile, mă o să nu fie alt portal.
Și zice, vai, zic atunci. Și spune, dar copiii ei, și zic, dar tu copiii tăi ți hrănești? Zic, ce nu le dai lor energie? Că sunt oameni ca și tine, da? Pe lângă tot ceea ce dai în viața asta fizică, ia fă niște pachete de energie și dă-le. Că zic, mai de folos ar fi dacă ai dat la altă ființă umană. Dar nici așa. Nici așa, Da, pentru că dar aminte. Zic, cheamă acea pasăre în fața noastră. Spune că nu poate, că are un rol deosebit. Și nu poate, este în poziția aceea, da? Și zic, spune așa, pasăre, zic, spune așa cum îmi zic eu. Zi să iasă din holograma în care s-a băgat ca să se ascundă de noi, da? Pentru că acolo, deci, lucrurile funcționează și fără ea. Ea, practic, s-a încadrat, deci s-a băgat într-un cadru, da? Da, în instalația aia s-a ascuns. Ca noi, văzându-o, să spunem că ea convertește nu știu ce energie în alte, da? Da. Pentru binele altor ființe. Și zi să iasă binișor afară, să vină în fața ta și de cum a pășit în sfera ta energetică, că oricum ești legat cu ea, să te-a înțepenită până la gât. Și spune, mi-a zis că vine, dar să nu o înțepenesc. Zic, tu spune că vine, dar nu-i răspunde la treaba aia altul cu înțepenitul. Și spune că de data asta nu o rogi, ci poruncești. A venit. Da. A deschis aripile, a încercat să croncăne, să scui pe foc și așa mai departe. Și este aici în fața noastră, a înțepenit o partea subliminală. Spune, da, mi-ai promis. Spune, a doua oară nu ți-am promis nimic. Spune partea subliminală. Na, că Și căpăta curaj partea noastră subliminal. spune, și tu mi-ai promis multe, dar nimic din ceea ce mi-ai promis, spune, nu văd. Ce a Da. promis scris? Câte biluți avea pe cap, da, atâtea succese să fie avut în viață. Deci, treburi legate de prosperitate materială, în aur, da? Deci, erau proiecțiile la succesele ei acelea, da? Deci, i-a așezat această tichie din viața intrauterină. A făcut un contract cu aceasta, a ajuns-o din urmă, cum ar veni, cu Da. această parte subliminală, da? S-a autodenumit Pasărea Paradisului. Aha. Pasărea Paradisului pierdut promis. Cam Da. așa, da. Așa, și-a promis de toate succese, dar până acum nu le-a găsit, nu le-a realizat partea sublimină. Unele da, spune cele mai multe nu. Și zic ea, biluțele care așa, zic, luminează-le în mod diferit, da? Fă-le să capete o tentă care vrei tu, cele care consider că sunt împlinite, da? Deci sunt 58 de biluțe, da? Din 58 de biluțe, 7 are, care s-au împlinit. I-am spus acelea 7. Zic, lasă-le acolo, pe construcție. Și zic, acum, bilă cu bilă, repejor, așa cum se desfășoară lucrurile aici, îi arunci păsării în ochi. Efectiv, le arunci în fața ei, în față n-are. Cioc. În ochi, spun și în cap aruncă ele. Și Așa. așa, și fă-o pentru că ea nu simte, fă-o să simtă durerea fiecarei neîmplinire ale tale cu aceste biluțe aruncându-le. Și spune, nu ce faci, spune, mă împuști, spune, pas, mă bombardez, mă împuști, înțelegi, încearcă să se ferească. Victimizez. Da, și n-are cum că e înțepenită, structura în sine nu-i permite decât o oarecare mișcare stânga-dreapta, foarte mică, știi? Și zic, ei, lărgește un pic, zic, ca să poată mișca, să ferească. Ia să vedem cum să ferește așa. Zic, jucăm rațele și vânătoare. Așa. Mai arunc un pic în partea din spate și aruncă toate bilele. Parcă a făcut găuri În pasăre. da, în pasăre, da. Ce face pasăre? A lăsat-o un pic liberă, i-a făcut un cerc, da? Da.
de foc, cum ar veni din așa, a lăsat-o un pic liberă, da, și a fâlfâit de două ori din aripi și i-a căzut un fel de văl pe cap, da? Acum iar s-a mișcat și vălul le-a sărit și are față umană. Spune, cum poți să-mi faci așa ceva? Spune părții subliminale, eu sunt mama ta. Și zic, interesant. Și zic, ce fel de mamă îi spune? Zic, tu ai avut deja o mamă terestră, da? Zic, ca multe mame, nu înțeleg. Zic, spune să-ți dea amănunte, să-ți explice. Spune că are o informație din memorie despre o viață în care este ea și încă alți doi copii, sunt micuți și pare că această pasăre este acolo în fizic, sub forma unei păsări roc, uriaș, foarte mare, așa, într-un cuib undeva, suspendat într-o creangă de pom, care are niște frunze, niște crește rasate și se sprijină de o piatră, da? E un cuib mare. Cui, Și, așa. da, și ea și încă doi copii, mai este încă o fetiță și un băiețel. Dar ei sunt acolo, parcă această vulturină i-a salvat de la ceva. Și zic, de la ce anume? Și îmi arată o scenă în care, în locul în care trăiesc un fel de sat, știi? Se iscă din senin o pală de foc, ca și cum asfințitul s-ar fi, Proiectat în sat. nu, s-ar fi proiectat pe cer, ca și asfințitul, un foc lunguiesc cu flăcări negre, da? La un moment dat a început să bată vântul, acest nor a devenit turbionar, înțelegi? Și a început să alerge spre satul lor. În cale tot ce întâlnea viu, vegetație, acest turbion în acea zonă aduna. Acolo, înăuntru, un turbion este o entitate de tip djin, da? Cu nelipsitul turban, da? Și satul în sine este o așezare arabească. Vine localitatea Hazem din Oman, actualul Oman, statul Oman din Emirate. Așa. Și zic, și pasărea asta roc, cum îi spui tu, îi zic e hard rock sau e rock baladă, de care? Așa. Zic, pasărea asta rock, adică probabil de la cine știe, asemănă cu rock, cu cine știe. În fine, așa. Spune că este un gen de pasăre preistorică, da? Așa. Și Ce rol spune, a avut asta? oricum răpea oameni în fizic, adulți, da? Deci totul a luat foc când a venit acel turbion și a auzit un răcnet, un strigăt în cer și ea și cu frățiorii ei spune, stăteau ghemuitos la pământ, părinții deja fusese luați de vârtej și s-au trezit că i-a înșfăcat în ghiare, ca un pachet pe toți trei și i-a dus în cuib acolo și i-a salvat. Și zic, apoi ce a urmat? Spune, ne-am dat seama că sub noi erau ouă în acel cuib. Erau ouă, spune, uriașe. Și că, de fapt, ea nu ne salvase, ne adusese drept hrană, da? Și spune, dar partea asta nu vroia pasărea să-mi aduc aminte. Și zic, și totuși, zic, aici unde o vedem noi, zic, este sub forma eterică, da? Acolo este în fizic. Zic, uite-te din punct de vedere eteric, dacă pasărea acea de atunci cu pasărea cea de aici, spun, este una, da? Și la care pasărea se mișcă, ți-am zis că nu e strânsă, strânsă, unde se află. Ea este într-o sferă
și știi, face semn ca și cum ar dori să vorbească, știi? Și spune că imaginea că ea a vrut să-i mănânce este o imagine indusă, insuflată de genul gelos care, căruia i-a răpit aceste trei sufletele, spune. Da, hai să vedem imaginea. Ce s-a Da. întâmplat? Deci, din punct de vedere ezoteric, o vreme dijinul o urmărește, știi? Da. Apoi, nu știu, apare parcă se pliază spațiul în sine, apare un plan de separație și dijinul nu poate să treacă unde trece pasărea, da? Ca și cum ar fi un zid invizibil de sticlă prin care dijinul nu poate să urmeze această pasăre. Bănuiesc că e în transferă extinsă, cam așa. Dar ea nu are partea subliminală, deci nu poate să facă o sferă. Ia stai un pic. Deci este o energie de blocaj, aici un scut. Da. Într-adevăr, să știi că djinul care reușise să conecteze trei firișoare la acești trei copii, le induce gândul că vor fi mâncați. Dar pasărea în sine nu are nici cea mai mică intenție să-i mănânce, la care găina asta din bulă și jubilează acum. Și zice, vezi că am avut dreptate. Și zic, da, dar ai avut dreptate numai pe jumătate. Și spune, de ce? Spune, cine te-a întrebat, vetriniște? Adică de ce vorbesc eu? Și zic, încetați voi entitățile să-mi dați mie ordine, spun în sesiunea mea, da? Zic, asta e sesiunea noastră, zic, făcută pe baza unor acorduri și dacă trebuie, conducem, da? Așa că zic, dintre noi două, tu ești cea care o să vorbești întrebată, da? Dacă vrei să-mi răspunzi de mine, mie e de bine, eu nu te pot obliga pentru că nu vreau complicații, da? Dar aș găsi metode să te oblig. Așa, o să-i răspunzi părții subliminale. În rest, spun totală lipsă de respect. Ca și cum noi, părțile subliminale, am fi așa niște frunze în vânt și facem umbră pământului degeaba. Zic, nu vă gândiți că de pe seama noastră păpați și trăiți, da? Așa cu un pic de respect, da? Bun. Lăsat, cum să spun, capul între umeri, cum ar veni. De fapt, între încheieturile aripilor. Că capul acum este, ți-am zis, cu față ca umană. Singurul lucru care îl mai are încă este un fel de nasciuc, un pic îndoit, știi? Așa. Și i-am spus părții subliminale să observe din punct de vedere ezoteric ce este în plus, da? Să se uite la cuib. Deci cuibul pe dinăuntru este ca un vortex. Copiii încă stau pe margine, da? Deci îi lasă cumva să-și tragă sufletul, cum ar veni să se odihnească. Da? Copiii, deci noi ne uităm și în fizic și în ezoteric și a să precizez, da? Apoi se iscă o energie de atracție, știi? Un fel de rază tractoare care trage efectiv copiii cu toate părțile lor, cu corp, adică în jos, știi? Ei cad, ca și cum ar tot cădea undeva în univers, să spunem, da? Între stele cad și se sperie. Când se sperie, spiritul lor se alungește ca o lumânare flacără, da? Iar sufletul în sine iese și se prinde efectiv de vârful acelei lumânări, da? În timp, deci, ele parcă urcă, totuși cad, au o cădere mai lentă, în timp ce corpul deja este cu picioarele prinse de această structură și se lungește până în jos. Își pierde forma de corp, știi? Este ca și cum acea lumânare, suflet, parte eterică, ar fi ars, iar bucățile de ceară scurse ar fi corpul. Fizic. Da. Până la urmă se face un topogan, alunecă. Sunt poate sute de mii aici. Este ca și cum s-ar fi prăbușit un munte uriaș, plin de oameni și
Acei oameni se rostogolesc pe bolovăniști și bucăți mari de rocă, da? E o instalație de separare, gata, nu continui. Nu continui că i-am văzut turbinele. Da, deci sunt duși la o instalație de separare, da? Ieșim de acolo, Chris? Da, am ieșit deja. Da? Deci Da. partea subliminală a văzut, da? Da, este păzită de o entitate urâtă, mare, cumplită, care, dacă spun că are coarne pe aici, pe la sprâncene, pe la ochi are. Ceva ca un lup, să spunem, dar mai un lup, e frumos încă. Mai ceva. Da. Deci așa cu mistreț mai degrabă, da. Cu mistreț. Are din răutatea ochilor mistrețului. Așa Deci, și cu Cristi, dar colț. din punct de vedere fizic, ce au făcut copiii după ce i-a dus în cuib? I-a furat. Au intrat în instalația de Ah, separat. deci așa ce ai descris tu până aici, că Da. corpul să lăsase. Deci, Da. practic, i-a dus în fizic, cu totul. Da, păi da, asta cu totul. Ai văzut de ce, da? Tata. Ca să-i se facă acțiunea asupra corpului fizic, repetăm, că Da. poate altcineva n-a auzit sesiunea, da? Să facă acțiunea asupra corpului fizic, să ia corpul fizic cu totul, pentru că partea subliminală și normal că își urmează corpul, da? Până ajunge la metoda de a face sufletul să iasă în mod forțat și să intre, să zăpăcești din cauza vibrațiilor în acea instalație, da? Și vede două corpuri, dar el a fost magnetizat, zguduit, a fost trecut prin acea trepidație, da? Și el nu mai știe care este corpul lui și intră în primul, da? Stă acolo, un fractal. Dar l-a citit, l-a înviat, da? Ca la Frankenstein, s-a prins centrala. Tras de manetă, s-a prins centrala. Da. Deci am văzut cum a luat cunoștință cu pasăre. Da. Și bun. Deci am văzut-o cum a luat cunoștință cu pasărea, dar nu am deslușit cum a ajuns să facă parte din instalația aceea și ce promisiuni i-a făcut pasărea, da? Deci, bun, iese, a înviat-o o sumedenie de ouășoare din acelea, da? Așa, a înviat, cu energie, scânteia, da, știi? Ca și cum ar fi fost nenumărate clone sub aceste forme. Unde s-au dus săgețile ei de energie? De exemplu, în această primă scenă, spune, în 23 de ouășoare s-au dus energie, săgeți din energie. Și au dat viață la 23 de embrioni, da? Am zis câte erau și ouă nenumărate, da? Așa. Și spun, bine zic, dar zic, deci tu înviești acolo în ouășoare și ții în viață ouă și entități acum, da? Tot ale creaturii ăștia. Și zic, atunci ce promisiune ai făcut tu? Ce-a făcut ea pentru tine? Și spune, am făcut un contract cu ea ca să nu mai trec prin acea instalație pentru că este foarte, foarte dureros, spune. Și Am zic și înțeles. atunci, deci tu ai făcut un contract prin care ai cedat energia ta liber, da? Zic, știi ce ai făcut? Practic este o vânzare de energie, de suflet, cum se spune în partea terestră. Și zic, ia te-a determinat pe tine prin tertipurile ei să o faci de bunăvoie, da? Pentru că și pentru entități este o bătaie de cap, da? Deci sufletul oricum se poate trezi când este în instalație și cu energia lui să se concentreze, să bubuie tot, da? Deci este foarte, foarte riscant pentru ei. Așa. Și zic, atunci te-a determinat prin tertipuri să o faci tu de bunăvoie. Și poate pe mulți alții. Zic, de ceilalți doi copii cu care erai atunci, ce s-a ales? Spune, nu știu, nu mă mai pot conecta cu ei. Nu mai găsesc legătura. Și zic, bun, om afla ce se întâmplă. Zic, acum ne întoarcem ca și cum am alergat îndărăt. Fuguța, da? În momentul când această pasăre, voi stați
toți trei acolo tupiliți, da? A venit furtuna, da? Așa, a venit furtuna care de fapt nu e furtună, ci este E gin. un jin dezlănțuit asupra satului de doi magi și de acoliții lor. Ah, aha. Ei Deci au ăla de-aia a venit. de da, n-a venit Gin. așa că i De s-a pus capul lui lui. pata să facă o furtună în zona asta, să închid un sat întreg, știi? Pentru că tot satul în sine, dacă e să o iei așa, dispare apoi. Ca Da. înghițit, n-a mai fost nimic acolo, da? Da. Cum sunt așezările umane izolate în zonele acelea și nu prea au legături unele cu celelalte, este foarte ușor, știi? Da, Și să-l apoi, fac da, distrug. și zona lor de acțiune Da, acolo cumva. la gin, da. Da, Dar așa. au scris, dar ce legătură avea pasărea cu ginul? Adică pasărea a venit și a profitat de situație și a luat și a trei copii? Ăștia sunt fel de cuplu până la urmă. Aștia, pasărea cu ăla, Da, cu ginul. Ah, bineînțeles, da. deci era Păi, un de ce ea și-a simbioză. făcut față ca de om acum și cu Da, vă? da, da, Pentru da. că este o femelă de jin, deghizată într-o pasăre, cum ar veni. Așa. Pe când acela arată ca un bărbat, da? Deci este ca și cum, ca povestea cu polițistul bun și cel rău de aici. Ca să facă sufletele acorduri. Da. Ei stau tupilați, îi spun părții subliminale acum, în acest moment, transmis informația și la celelalte două părți, sau te detașezi de ele și vă face sfere energetice de protecție, da? Da. Deci, în acea sferă, zic, tu ești micuță, intră acolo, zic, intră acolo. Câți ani ai? Spune trei. Ah. Zic, cum te cheamă? Haifa, spune. Zic, Aha. Haifa, fă-ți protecție în acest moment, fă-ți protecție cu sufletul tău. Și a întins, știi, o bulă care este izolată, este ca o jumătate de cer, astupată în partea de jos. Așa, și zic, Haifa, vezi că poți să te protejezi? Zic, uite-te în afară, ce vezi? Zic, ia mâna de la o, ce vezi? Spun, văd creatura asta mare, spune cu, de la jumate în jos, are un corp de foc și om. Și zi, spune la creatura asta să plece de lângă tine, că tu nu mergi cu el nicăieri și nu vrei să faci contracte cu el, că ești conștientă și știi, vii din viitor și îl pocnești de nu se vede. Îi spune acest lucru și spune, uite că a plecat, știi, începe să Da. țopăie în sfera, semisfera ei, Da. știi? Este bucuroasă, știi, fetița. E drăguță, na, e brunețică, cum e în zonele acelea. Zic, Haifa, mai uită-te în prejurul tău și spunem ce altceva mai vezi. Spune, văd pasărea. Și spune în momentul acesta la acea pasăre să plece. Pentru că tu acolo de unde vii din viitor nu-i mai dai papa, nu-i mai dai de mâncare și nu mai vrei să faci niciun contract cu ea. Și spun, ce a făcut pasărea? Spune, a dispărut. Zic, Haifa, acum înalță-te, lungește-te. Fă-te de vârsta pe care o ai aici, în astral. Tu acolo ești un copil, da? Dar aici, în astral, ești cât mine și poate mai mare ca mine, na? Suntem mari de ani. Adulți, Da. păsări, păsări, părți subliminale. Așa. Da. Și-a făcut corp energetic Da. mare și zic, lasă fetița acolo în timpul ei să continue experiența fără maimuțoaiele astea. Și zic, nu te mai uita înapoi, închide toate portalurile și hai cu mine în prezent. Sunteți în prezent? Da. Cum e acum partea subliminală? Foarte afectată este. Da. Deci acolo unde erau punctele de sutură, de la acea protecție care între timp a dispărut, știi? Da. Cum să spun, are parcă ar fi arsuri. Da. Acolo unde a avut restul implanturilor, Da. iarăși are ca arsuri. Biluțele, iarăși la fel. Au rămas cele 7 biluțe în construcție, da? Îi Da. spun, dă sticiuța jos cu cele 7 biluțe. Și zic, cum percep cele 7 biluțe? Spune, sunt fierbinți și mă fac să simt bine, să mă simt bine când le ating. Și zic, adună și
tichiuța, zic, din ce este formată? Spune, practic, este multă energie de-a mea aici înăuntru. Spune, practic, structura asta, energia mea cerebrală din jurul capului, spune, o ținea. Și zic, atunci adun-o, zic, fă un vas așa, ca un acvariu și cu fundul, purifică și zic, mănâncă această energie, că ai nevoie de ea. A făcut acest lucru, știi, și rupe bucăți, ca și cum ar mânca duminicați mate Da. pâine, știi? Și în timp ce mănâncă, se împarte în zeci de raze, știi, și Da. luminează acele găuri pe dinăuntru și din acele găurile ies fuioare albe ca de fum. De fapt, mai mult cu ceață seamănă decât fumul, știi? Și zic, spune-le la dirijează această energie pe care ai mâncat-o să scoată tot ce este în corpul emoțional. Și acea structură de frică, dacă rădăcina acestei structuri de frici. Zic, unde ai rădăcinile fricii? Spune, am un bulb așa cât mâna de mare, spune, pe dinăuntru inimii energetice, spune, un bulb mare, spune, aici în partea dreaptă, în plexul solar. Și zic că trebuie să înțelegi de unde s-au format aceste rădăcini, da? Da. Pentru ca tu pe viitor să nu le mai formezi. Așa. Și zic, provin din viața asta? Spune nu. Practic, parcă au fost întotdeauna cu mine și le-am purtat, spune, în loc și timp, zice ea, și pe ele s-au așezat. Ca și cum ai avea o plantă mică, da? Ai pus sămânța, i-au crescut o mustăcioară sau două și tu o uzi, o alimentezi, spune, Și ea și crește. ea devine rădăcinoasă, da? Și zic, atinge, scoate-le, spun, în fața ta, da? Atinge acele rădăcini oricare și ia între degete o rădăcină și zic, pipă-i-o, fă-i ceva, simte acea rădăcină. Zic, alege tu oricare, nu am voie să te influențez ce să alegi, da? Pentru că tu faci alegerea asta, ești în sfera ta, e dreptul tău, da? A ales o rădăcină mai groasă, știi? Care pare că este, cum să spun, atât de plină și de lemnoasă ca o tulpină. Înțelegi, de acum nu mai este o mustăcioară, nu mai știi? Un fir gros. Și zic, când îl pipăi, ce simți? Spune, simt că vine de undeva, dintr-un trecut, spune, și am în fața mea sub ochi, spune, adică în minte, în Da. memorie, știi? Am în fața mea sub ochi, spune, un culoar, spune, care parcă iese din lumea asta, face o curbă, spune, un cot și apoi duce în altă lume. Spune, cu totul altfel decât asta, spune. Parcă, spune, toate sunt cu capul în jos, așa, și ne uităm invers, spune, la voi. Și zic, interesant, zic, cred că este lumea de unde ai venit tu. Ziceam că nu pot să-mi dau seama, nu pot să știu. Zic, bun, atunci lasă să lăsăm așa temporar închis cel culoar, da? Așa, vom merge prin el dacă va fi cazul și nu-ți aduce aminte, o luăm așa, ca precum Din copoi, polițiști, da. da? Mirosim urma. Da. Așa, zic, dacă nu, mergem direct acolo. Așa. Cris, cum e partea corpului energetic acum? S-a mai refăcut? Mai are de Da, da, curățat? da, 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 s-a refăcut. Da. Deci se aud așa scârțâituri și niște unde sonore, sau niște clinchete, cum își așează structurile, știi? Efectiv se aude lucrul ăsta, da? Da. Așa. Corp Emoțiile. mental. Corpul mental este, cum să spun, înțesat de programe. Adică este genul care primea toate de la toți, de oriunde. Genul de burete perfect, sugativă. Da. Sugativă de informații, benefice și nebenefice, da? Dar, din păcate,
ca și cum ai boala cumpărăturilor și te duci și cumperi aiurea lucruri care nu-ți trebuie și le depozitezi într-un colț acolo și se umplu de praf. Cam așa arată. Da. Deci aduna de toate și Dar nu știa ce să facă să cu facă, ele. da, nu le Și nu folosea. știa că multe dintre ele nu trebuia să le adune. Da. Cam așa spunea, acum o să știu. Deci face ca un fel corpul mental, spune, până să-l încorporez din nou cum ar veni și a separa cumva și a produs o proiecție a structurii corpului mental, dar de data asta în formă de dulap cu zeci de rafturi, da? Da. Și face cura cu mare atenție, știi? Adică scoate lucrurile neuzitate, Nefolosit. nefolositoare. Da. Și nefolosite și Și nefolositoare. nefolositor. Da. Și Păstrează ce îi folosește, da? o hologramă, da? E un cap care seamănă cu Bălcescu. Așa, cu Oh. barbă, da, o hologramă. Cine știe de prin ce viață o fi Da. holograma asta și o tărâie aici. Este ea pusă cu un scop aici, trebuia să creeze ceva. Da. A, ia lui Arsenie Boca. Ia, acum l-am depistat, da. Da. Așa. Era ca un fel de întoarcere, știi? Întoarcere la ceilalți. Da, uite, bietul Arsenie, că e folosit ca hologramele, îi sunt folosite, uite, de entități. Bine, că asta e veche, na, și Da. nu, dar... Băi, eu ți-am zis că în sufletul pleacă, nu-i mai pasă ce se Da, întâmplă. da, da. Când a plecat și a scăpat, salutare, na, decât să supăr. Doar nu-i, na, nu mai are ADN-ul. E imaginea lui în ultima viață, nu este ceea ce era. Da, da. Tu de ce îl compătimești? Că Nu-l nici... compătimesc, zic entitățile cum se folosesc de imaginile pentru atrage păr subliminale, asta zic. Da. La asta mă refeream. Da, adică vreau să spun că sufletul lui este liber și Da, ai ăsta e spus. numai un corp din sutele de corp. Bine că corpul ăsta știe, în corpul ăsta a scris istorie, da? Da. Da. Nu istoria care ar fi trebuit, dar a scris. Da. Așa. Păi mai ales după ce a plecat, s-a scris E, istoria. aia e industria, asta e altă treabă. Da. Așa, Cris. Deci a scos și holograma asta și toate programele alea nefolositoare. Da. Sunt unele inscripționate în niște litere, mai băiete, aici parcă au zgâriat păsările cu ghearele. E scrierea la lucru. La lucru. Da. LLALHUKU. Așa se numește asta. Da. E pe o planetă. Oius. În fine. Da. Lasă, nu ne băgăm unde Nu ne nu... băgăm pe acolo, că e vorba de entitățile astea, da? Da. Ok, deci a curățat tot corpul mental? Tot. Așa. Corpul emoțional e curățat? Mai sunt rădăcinile scoase pe care trebuie să le identificăm de unde vin. Nu, nu e cu rădăcina în mână. Deci ai văzut ce mi-a zis, că simte că a venit printr-un portal. Prin acel portal, da? Și zic, ce te-a determinat să vii tu prin acel portal și de unde veneai? Spune, mă numesc Sionia. Deci Sionia, se scrie Sionia, se pronunță, da, mă Cu Y? numesc, nu,
Ah, cu I. litere normale, da. Cioni. Da. Mai departe. Vine de pe planeta Bac, liniuță N mare O mic, liniuță Z A capa. Bac nozac. Da. Așa. Ce zic, și ce făceați voi acolo pe planetă? Zic, în ce nivel? Da. Spune până în 5, spune 4 și 4.8. Da. Și zic, ce ați căutat prin 3D? Spune, căutam să înțelegem. Era un fel de căutători chimiști, să spunem, cercetători. Da? Deci a venit într-un grup, da, printr-un portal deschis și au nimerit din la Câmpuț. S-au dus direct la o uzină chimică a unor reptilieni să fure niște formule chimice și niște, să înțeleagă niște amprente energetice la niște elemente care le trebuia să-și alcătuiască ei niște chestii locale acolo, da? Deci, Veniseră să fure informații din 3D de la reptilieni. de la reptilieni? Da. Am înțeles. Adică știau că au reptilienii în Da. secretul ăsta ce le trebuia lor și bineînțeles că pe aici a găsit informație. Da, pentru că au încercat să o cumpere și prețul așa era. Deci, reptilienii n-au negociat în aur sau în bunuri pământești și au vrut oameni. Da. Oameni de-a Păr lor, subliminal. păr subliminale, știi? Da. Așa, și au spus, deci au cerut 15 păr subliminale, da? Da. Și au pus termene, au zis că pe o perioadă de, da, să spunem 100 de ani, da? Da. Și a spus așa că pe o perioadă de 100 de ani nu se pună condiții, deci cei care dau părțile subliminale, câte va i-a vândut guvernul lor. Da? Așa au ajuns, da. Deci au ajuns vânduți. Da, i-au trimis pentru o perioadă de 100 de ani, fără să precizeze câte experiențe fac într-o 100 de ani, da? Da. Dar n-au spus că 100 de ani este 100 de ani Anunnaki, da? Pentru că era un sistem metric temporar folosit atunci Da. în Petera, știi? Unul dintre ele, știi? Și ei au spus 100 de ani, dar n-au precizat terestri, da? Da. Și convertiți, da? Deci un an, Anunnaki are 1114 ani terestri, așa mi se mie aici. Da, așa este că Informația, poate nu este, na, nu știu. Nu sunt așa de sigură pe informația asta, în fine. În ok. orice caz, face o grămadă de ani. Da. Până la urmă, știi? Deci Și. însemna 110.000 de Da. ani terestri. Deci așa au fost trimiși de guvern. Cristina, ei cum s-au oferit aceste 15 păr subliminale să vină sau au fost desemnate de pe anumite A criterii? fost un fel de triere, da? A fost un fel de triere și a trimis tocmai deci care aveau legătură cu chimia, știi? Da. Așa. A zis că erau Da, specialiști în da. domeniu. Fii atent. Paralel, era echipă care venise prin acel portal care am zis, dar ea nu făcea parte din echipă, partea subliminală, da? Da. Deci au venit să furi, au prins și pe aceia, știi, le-au prins. Ce s-a întâmplat? Au cumulat, deci, memoria că au venit de la părțile celelalte Da. subliminale, că au venit de bunăvoie, a fost implementată ca amintire falsă Acestor părți, în astora ăștia 15, alți. da. Da. Așa. De asta partea subliminală a zis odată așa, odată așa. Nu se, cum să spun, nu se încălzeau lucrurile între ele. Practic. Ok, Cris, mă interesează
Guvernul, cei care a desemnat, erau interferați? Interferați, erau înlăcomiți, aveau lux. Aha. Deci văd cu lux Aha. în creierul lor, guvernează lux și nu mai guvernează sufletul. Am înțeles. Sufletul s-a tras la o parte din ființele lor, da? Și Deci de era la, o lume interferată, da? da, de la lux până era în 4.9. da, da. 8, 4.8. Da. Așa, și dar cei aceste părți subliminale care au venit din ăștia 15 și ceilalți echipă, ăștia aveau interferențe? Da. Sau erau aveau și ei? Cei care și dintre aceia și dintre aceia aveau câte o echiță acolo, câte un puișor. Deși partea noastră subliminală avea puișor. Da, avea un puișor de lux. Deci, practic, toată lumea fusese interferată de lux. Păi da, pentru că lor. conducătorii făceau un fel de chemări sonice, așa, prin unde sonice comunica. Și făceau un fel de ședințe cu toată populația. Și luxul se lățea acolo, rupea bucăți, mai punea într-un creier, rupea bucăți, mai punea. Deci a venit un cumul mare, care au cotropit creierile celor mari, da? Prin avariție și dorința, setea de putere, de îmbogățire, de conducere, de așa mai departe, da? Peliculă mare de lux, da? Apoi s-a transmis la aparatul de stat, cum ar veni, da? Și de la aparatul de stat, prin undele sonice, la populații. Da. Deci știi că ei au proprietatea de a se rupe bucăți Da, și o da. bucată de a se diviza. Bineînțeles, depinde și la ei de grade, știi că nu toți se divizează. Până la gradul 4 vine informația că au dreptul, cum ar veni, să procreeze. Că asta e modul lor de a procrea. Da. Divizarea, da, diviziunea. Da. Așa. Și atunci, cum, în ce moment alegem sau alege partea subliminală să declare că nu vrea să mai participe la... Unde ai dau tot interferată este, da? Da. Așa că ne urcăm frumos într-un portal așa elegant, de înaltă vibrație, da? Și strigă partea subliminală de aici, că nu vrea Da. nicio interferență. Începând de la prima, da? De la lux, Da. cu care rupe și taie contractul. Da. Așa. Și terminăm cu toate entitățile care s-au perindat în Pe aici. anii aceștia pe Terra, pentru că între una și alta asta a fost interferența, da? Și arde toate contractele din orice timp, spațiu sau loc, de pe orice linie temporală din trecut, prezent sau viitor, adevărată, falsă, cum o fi, sparge toate matrițele, anulează toate matricele scrise jos vibrațional și le înlocuiește cu coduri originale de lumină, da? Așa, și nu recunoaște tutela nici unei entități de joasă vibrație, că păstrează numai experiența ei de acum, așa, și toate celelalte care sunt necesare și nu schimbe prea tare mersul lucrurilor, da? Da. Și linia temporală, practic, s-a tăiat, da, de când ei veneau interferați. Știi? Da. Dar acolo unde este, nu mai este nici luxul pentru că anula contractele cu el, da? Și transmite informația asta tuturor părților subliminale. De pe planeta ei, Da, din da. cele două grupuri, cât și tuturor cunoscuților din această viață, da? Da. Ca o măzgă, înțelegi? Cum se afunde izvorul în baltă, știi, și se umple de mâl. Așa a fost interferarea conștiințelor de la Lux. Grupul, da. Încețoșați, încet, încet, până n-au mai priceput. Da. Nimic. Bun, acum suntem acum și aici. Ok. Cristina, hai să... Deci,
Asta a fost până acum. În puncte m-am uitat, nu avem decât curățări și partea aceea cu slăbiciunea, care am văzut și lipsa de energie, da? Ne-a Păi, reieșit. Am sunt foarte. spus. Deci, frica este foarte legată de slăbiciune, știi? Da. Uite, de exemplu, ca se producă, să spune că aveam momente, partea subliminală, când se încuraja și ieșea un pic din această frică. Atunci era tremurul acela interior, starea de vibrație asemănătoare cu cea din instalația de separare. Și îți dai seama ce producea apoi. Deci, practic, frica asta de Da. acolo se trage, rădăcina era de la instalația de separare? Da, De acolo se era. s-a speriat complet. Fiind și într-un corp de copil, dă seama. Să te vezi în ghearele unei arătări așa care are o unghie dacă tine. Și pe aia trimisă pe instalația aia. Da. Ok. Hai să-și curețe casa. Mai are ceva, se curețe pe ea, mai are ceva de curățat acum după ce v-ați întors, corp emoțional, corp mental? Să mai fac un raid prin toate. A scos un program, vine să râd. Să țină minte unde e cheia de la casă. Nu știu, Cum? Din deci are, copilărie era asta, de unde? da, are o chestie, dar un fix acolo, știi? E ca și cum ar fi două bucăți de roc, așa, arăta programul, și între ele o idee luminoasă, o bulă, știi? Prinsă, strânsă, așa, cu niște, să vedea că e străvechi, vechi. Deci avea niște programe să intre în panică din toate fleacurile posibile, da? Uite așa, cu asta s-a luptat beata parte subliminală și implicit persoana Partea fizică, fizică, da? De un zgomot, de noapte, noapte, da? da. Mă urlă o mâță, un câine, o pasăre, o bufniță, de orice tresărea acest suflet ținut în frici. De o scârțitură, de a nu se materializa ceva, de a... Da, și de tot așa, da. orice o speria. Toate scoase. Da. Bun, acum să-și taie conexiunile nebenefice. De pe această viață. Să se curețe deocamdată până evaluează corect situația Da. și cu maturitate de toate cordoanele. Și să se le lipească. Așa, să nu mai ducă nicăieri deocamdată. Acum este cum ar veni în carantină. Da. Pentru că ai văzut ce preia. Deci asta e și sfatul părții fizice, da? Deci este genul de om la care se vine și se apelează când este nevoie, din bunătatea ei, da? Deci are 3-4 magneți de ăștia negativi care vin și o storc și aia de energie, da? Cu entitățile lor, că vin să se În pună lângă. fizic vorbim, da, Da, niște da, persoane, niște persoane, cunoscuți. da. Două sunt rude, două prieteni cu metri, nu știu ce. Și vin și să vaită la ea, înțelegi? Și ea preia, ea-i curăță. Ea-i curăță, Pe efectiv, ei și curăța, să încarcă puneți. pe ea, să Da, și încărca pe ea. să încărca pe ea, da? Pentru că avea sistemul pus de entități, acum nu-l Da. mai are, da? Da. Este timpul să mai spună și nu. Uite, azi nu am timp, te rog să mă scuzi, da? Nu am timp azi. Vin o altă zi, da? Mai există și nu în limbajul nostru. Că dacă tot spui da, unde ajungi? Aici. Așa. S-a curățat, s-a tăiat legături. Chris, hai să curețe casa, locația. Nu știu, că parcă partea subliminală a soțului a desenat așa pe perete ca un ochi, ca s-a făcut ca un portal, eu nu știu ce cu ea. L-a încurățat pe soț. Știu! A refăcut, vrei să spui. Reface ceva pe acolo. Încerca, da? Ea se trimitem acolo o bombă de informații, da? Da. Din Așa ca sesiunea asta și un sesiunea șut la fotbal, da? dinainte, da. Așa. Exact, în cap i s-a dus. Aici, Da? știi, se spart în față informația ta.
Ca și cum îți spargi un nou în cap la cineva, știi? Pentru chestia asta că face desene pe perete să treacă la treabă. Scurese casă cu Da, toamna amândoi. hai să Uite curețe așa. casa, da. Da. Păi n-are unde să deseneze ca parte subliminală, ce... E, practic, asta e simbolic ceea Da, ce da, descrie. da, da. Adică foarte multe lucruri din ceea ce descriu nu trebuie luate ca atare. Da, mă, da, mă. Trebuie trecute prin filtrul sufletului, cum ar veni, ca să... Câteodată trebuie să înțelegem ceea ce vreau eu să redau, da? Pentru că nu este chiar totul motamo, na? Unele astea e simbolistică. Deci el desenează, practic, el deschide portal sau vrea să deschide. Sau se întreabă că portalul care a fost acolo, de ce nu mai este, înțelegi? Și întrebându-se, reconectându-se, îl proiectează. Sunt multe chestii. Da, a uitat că doar le-a curățat el, de-aia nu mai sunt portalele, asta mă gândeam. Dar ce crezi că cine i-a spus să deschidă, da? Da. Mintea și mintea, na. Până se așează lucrurile în Mintea, minte da. acolo, până se refac programele, până... Se rescriu. Bine, curăță. Da. Eu sunt gata, două poze Da? Sunt subliminale. gata. Oh. Imediat, sac, pac. Bine. Cristina, hai să intre în canalul abundenței benefice. Da, amândoi. Ai mândoi. Și eu. Și eu. Am văzut canalul Abundenție Benefice acum, da? Ca o mamă din aur, din energie de aur, da? Da. Ca una dintre femeile acelea din pânzele lui Monet, clasice, în care avea femei de la țară, știi, cu fața netedă și frumoasă și cu brațele goale, da? Și cu pântecele, să spunem că era însărcinată, da? Așa, o femeie frumoasă, plină din energie de aur. Și eu am intrat în acel pânte ca o sămânță, da? Pentru că de fiecare dată când noi intrăm în canalul de abundență benefică, noi murim și ne renaștem, pentru că moare ceea ce este umbră între structurile noastre și venim înapoi cum am venit prima dată. Deci numai lumină. Da. Gata. Ok. Mai are să transmită ceva părții fizice? Partea subliminală? Ar transmite ea, dar nu părții ei fizice, ci a Cea lui soțului. soțul, nu? Da, ea transmite ce are de Să-i transmis. transmit acolo, da? Zici că nu se poate face o bârtă surului. Dar de altfel ea în fizic este o femeie așa de blajină și de bună. Este genul foarte, foarte delicat, înțelegi? Care se dă la o parte cu... Cum să spun? Nu, se pune în față cu pieptul gol. Adică răniți-mă pe mine și nu-i răniți pe ceilalți. Indiferent că ea nu crede că există oameni răi. Partea ei fizică, așa o văd eu de bună, înțelegi? Da. Ea crede că toți oamenii sunt buni. Da. Și de fapt, dacă stai să te gândești, așa este. Toți oamenii cu o mare, da? Care au, care sunt Au parte subliminală, toți, părțile toți. lor subliminale sunt bune. Sigur că da. Dacă n-ar fi că de fapt nu sunt buni sau fac lucruri rele datorită interferențelor, da? Ok. Chris, mulțumim acestei părți subliminale pentru călătoria pe care am făcut-o împreună. Da. Trimitem în corpul fizic și partea subliminală a noastră și partea subliminală a soțului. Da. Ne despărțim noi părțile eterice, ne tăiem stringurile și ne curățăm. Barieră energetică acum la ușă și un culoar să vezi tu.
Da? La tine? Gata. Fac o pere, am făcut niște pere acolo. Știi cum erau perile de spălat sticle cu țepe Da, albe? oi. Tare de tot ca pe păcă sticlă. Așa am făcut și eu. Da. Ok, ai terminat? Da. Te pregătești să intri, Cristina? Da. Te deconectezi de tot și toate. Corpul tău își reprinde energia lui proprie, se relaxează, se umple cu cele mai înalte vibrații. Ai senzație de bucurie, de bine, de voioșie. Deci din ce în ce mai ușoară și mai relaxată. Deschide ochii, Cristina.